După finalul meciului cu ASEA Târgu Mureș de aseară și acel devastator 1-5 de pe Marin Anastasovici, jucătorii astrei au făcut pe supărații și n-au mai acordat interviuri ziariștilor. Obligat să vină la conferința de presă de după meci, tehnicianul Marius Șumudic a vorbit de oboseala acumulată deja de giurgiuveni, care au revenit vineri din Scoția, după un drum cu avionul de aproape 5 ore, care le-a pus mari probleme, dar una peste alta Șumudic și-a asumat eșecul. N-a mers nimic bine. Nu, un eșec usturător, rușinos pentru echipa noastră. Nu știu dacă am trăit, cred că odată când eram la Bistrița, în cariera mea de fotbalist am mai pierdut, deci antrenor la Brașov. Deci este prima înfrângere la Astra, prima înfrângere a mea, dureroasă, dar ar trebui să ne aducă cu picioarele pe pământ, fiindcă dacă vom avea aceeași atitudine, cu siguranță nu ne batem nici la play-off, ne batem la play-out și nu ne calificăm nici cu Inverness. În afară de problemele astea, sunt mari probleme în alcătuirea lotului. Deci în momentul de față stăm în 19 jucători de câmp cu 2 copii. Ducem lipsă de atacant, încercăm să aducem atacant, să găsim, vedeți și dumneavoastră, joci cu Budescu, atacant, joci din două în două zile cu Budescu. Nu se poate, trebuie să, așa, Teixeira la fel, dar abia l-am adus, trebuie să joc cu el din două în două zile. Îmi asum eșecul, nu este vinovată echipa, eu sunt cel care sunt vinovat în momentul de față. Mai departe, voi spăla rupele în familie, fiindcă așa e frumos, nu trebuie să vii în fața presiei și acum să încep să acuzi în stânga și în dreapta, nu fac. Antrenorul ardelenilor a vorbit despre victoria elevilor săi, fără a aduce aminte de vreo răzbunare, nesocotind că victoria ușurătoare în fața giurgiuvenilor ar fi o palmă întoarsă pentru eșecul din ultima etapă. Se vorbește despre o palmă dată astăzi după meciul de acum două luni, când probabil ASEA-ul a făcut un pas greșit către titlu. Nu. Chiar le-am spus băieților, alt joc astăzi, trebuie să fim concentrați 100%, pentru că știam că vom întâlni un adversar bun, chiar foarte bun, cu jucători foarte buni, care au venit și cu moralul bun, câștigând în deplasare, nu în cupele europene, dar din fericire am făcut un joc foarte bun pe toată durata partidei și zic că am meritat cu prisoțința această victorie, chiar dacă scorul a fost prea mare. Mai multe amănunte despre declarațiile celor doi antrenori puteți urmări imediat după știri, în ediție specială.